e o zi unicală în viața voastră, dragi absolvenți. V-ați luat rămas bun de la anii de școală. V-ați luat rămas bun de la scumpii profesori care au sacrificat mult timp. V-au dăruit multă dragoste pentru că voi să nu duceți lipsă de nimic și să vă vadă astăzi atât de frumoși și mândri în fața lor. Am venit aici cu o surpriză. Această surpriză, da, cuși va fi încă un val de emoții pentru cineva dintre voi. Această surpriză este de peste hotare, din partea unei bunicuțe, care regretă mult că nu este aici să-și vadă scumpele nepoțele. Ana, noi îți vedem emoțiile tale. Această surpriză este pentru tine și surioara ta, Daniela, pe care o rugăm mult să vină aici, în față. Ana, poți face un pas așa mai în jos? Aceste flori sunt de la bunicuța voastră, Galina, care este peste hotare, dar a vrut mult să vă vadă și să vă felicite cu această zi importantă și pentru tine, că ești absolventa gimnaziului din satul Gârbova, și pentru tine, pentru că ai absolvit colegiul din satul Țaul. Sunteți două absolvente. Ea vă iubește foarte mult și, da, sperăm că lacrimile sunt de fericire. Și cum ai intuit și ea că veți trăi emoții? Aceste flori sunt pentru voi. Un drum bun în viață și acuși dăm citire și mesajului care ne-a rugat să vi-l transmitem vouă de la ea, dar ne-a rugat și câte un cadou din partea ei. Iată așa să fie public de la bunicița voastră. Dragile mele nepoțele, vă felicit din suflet cu această zi importantă din viața voastră. Da, repede a zburat acest timp și astăzi vă luați rămas bun de la școală, de la profesori, de la colegi. Știu că trăiți emoții enorme, dar sunt și firești. A venit momentul să începeți un nou capitol al vieții. Cu mai multă independență, dar cu mai multă responsabilitate, scumpele mele. Mie nu-mi rămâne decât să vă urez un drum bun în calea voastră, să vă fie călăuzit orice pas de adevăr, bine și frumos. Luați cu voi tot ce ați învățat bun în acești ani de gimnaziu și colegiu și nu uitați că vă iubesc și sunt mândră de voi. De la bunica Galina, de la Moscova. Este pentru voi. Mulțumesc foarte mult, nu m-am așteptat de așa surpriză, mă iubesc foarte, foarte mult și o aștept acasă. De asemenea, mulțumesc foarte mult, o așteptăm cu nerăbdare acasă și mulțumim pentru tot ce a făcut în acești ani de școală pentru noi și niciodată nu uită de noi și mereu ne este alături. O iubim foarte mult și îi ducem foarte mult doar. Mulțumim pentru tot! Și noi de la Edit Media vă felicităm, fie ca să depuneți străduință, ca orice vis al vostru să-l transformați în realitate, un drum bun în viață. Să nu uitați de părinți, de toți cei dragi și de scumpii profesori care v-au îndrumat în toți acești ani. La mulți ani!